Bună, Iulian, spune-ne și nouă, te rog, ce ți-a plăcut cel mai mult în prima ediție a celei de-a cincea ediții Sports Business Academy, prima săptămână? Salut, Răzvan. Cel mai mult, eu sunt un reprezentant al marketingului, fac market research vreo 10 ani de zile, așa că m-a interesat foarte mult să văd cât de multe informații există în piață despre jucători, despre atlet, brandul de atlet, despre cluburi și mai departe, cum se pregătesc profesioniștii din industrie pentru un eveniment, pentru un program de sportiv de genul ăsta. Mi-am dat seama că există o carență în zona asta, așa că na, e o nișă de business pe care putem să o exploatăm. Mulțumim mult, sper să-ți placă la fel de mult în continuare. Abia aștept să mă întorc. Mersi.